Radu, cum a fost 2019 pentru tine? A fost un an foarte bun și personal și, și cu echipa. Am realizat lucruri frumoase, am reușit să câștigăm două trofee și să ne clasificăm pe, să terminăm campionatul pe podium. Și din punctul meu de vedere pot să spun că a fost un an foarte bun. O ascensiune fulminantă după ce ai debutat în Liga 1 în vara anului trecut. Ți-ai câștigat rapid un loc de titular și ai devenit acum unul dintre cei mai importanti jucători ai echipei. Da, mă bucur acest lucru. Ăsta a fost și obiectivul meu personal, pentru că îmi doream foarte mult să prind cât mai multe minute și, normal, să mă impun la prima echipă. Cu gândul ăsta am început sezonul și mă bucur că mi-am îndeplinit obiectivul. Multe realizări personale, așa cum spuneai, în acest an, cele două trofee câștigate cu Viitorul, dar și prezența la campionatul european, o calificare istorică în semifinale. Da, au fost niște performanțe foarte bune pe care trebuie să le repetăm în viitor dacă vrem să progresăm ca și țară și ca și club, pentru că atunci când ai reușit te ambiționezi mai mult și muncești din ce în ce mai mult pentru a obține și mai mult. Domnul Cargi spunea că actuala generație Under 21 poate fi mai bună decât generația de aur. Voi ce credeți? Noi ne bucurăm foarte mult că a spus lucrul acesta, dar nu știu ce să zic, pentru că noi am reușit o performanță la nivel de tineret. Normal că acum toată lumea are așteptări foarte mari de la noi și trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să facem o figură frumoasă și la prima echipă, dacă o să ajungem acolo toți. Ai continuat și în acest campionat, evoluțiile foarte bune, un gol din foarte spectaculos cu Dinamo, pase de gol, te gândești în viitor apropiat și la echipa națională de seniori? Normal că mă gândesc și la echipa națională de seniori, e un obiectiv de-al meu de mic copil, cred că toți jucătorii își doresc asta, ca la un moment dat să îmbrace tricoul primei reprezentative și sper ca în viitor să se întâmple. Care este jucătorul tău preferat și de ce? Cred că, adică jucătorul meu preferat e Dani Alves, pentru că este un jucător care își exprimă bucuria în teren, este un model de urmat și normal, atunci când îți alegi un astfel de model trebuie să muncești la fel de mult, pentru că are zeci de trofee câștigate, e jucătorul cu cele mai multe trofee câștigate și cred că ăsta e principalul motiv. Ce dorim să îți spui pentru 2020? Pentru 2020 îmi doresc să fiu sănătos, să am cât mai multe minute și să ajung la prima echipă, la națională. Și un mesaj pentru suporterii? Vă urez un an nou fericit, plin de bucurii și un Crăciun alături de cei dragi la fel de fericit și vă așteptăm un nou sezon alături de noi pe stadion. Hai Viitorul!